Iliana Popiști este unul dintre cei doi medici pensionari care mai activează în fostul spital din Bozovici. Acum, acesta se numește Centru de Sănătate Multifuncțional și pe hârtie are 4 secții: interne, chirurgie, ginecologie și pediatrie. În realitate, doar internele funcționează, dar pentru oamenii din zonă este ceva mai mult decât nimic. În general, până în 10 consultații pe zi avem și internări de zi. De la începutul anului am făcut cam în jur de 130 de internări de zi. Asta înseamnă analize gratuite, înseamnă un EKG gratuit, o consultație gratuită pentru pacienți, ceea ce contează mult, fiindcă dacă merg la oraș, de obicei sunt puși să plătească, puși să aștepte, drumul costă. Peste 15.000 de oameni din satele și cătunele răsfirate pe zeci de kilometri depind de asistența medicală acordată la Bozovici. Vin din Dălboșeci, am făcut infiltrații și perfuzii pentru să fiu sănătos. Și acum încerc să mă duc acasă. Am venit la medic și ne pare foarte rău cu desfințat spitalul aici, pentru că atâția sace în jurul Bozoviciului, de multe ori se întâmplă cazuri de mor oamenii pe traseu până la Reșița. Și ar fi foarte bine dacă s-ar reînființa spitalul. Ni se-mi bage capul nostru că n-avem spital, că eu am lucrat aici la spitalul ăsta. A fost spital de fală, în total mejru. Și acum, ce să facem? Era lume, veneau că 17 sace care aparțin de spitalul ăsta, lor închis, nu le-a fost grijă, că se duc de atâția kilometri până la Reșița și moare pe drumul lumea, în continuu, uite ce ai internat, ce ai dus la niște analize, da. Nu ai unde să duci până la Reșița. Funcționarea centrului este asigurată de Asociația Sănătate pentru Almăș prin cotizațiile lunare ale primăriilor din zonă. Acestea ar putea susține și spitalul, însă lipsesc medicii. Asociația asigură partea de funcționalitate, tot ce ține de întreținere, inclusiv plătim un medic noi, plătim două asistente din această asociație. Am putea să dăm și către medici un supliment de salar, să le dăm o indemnizație suplimentară pe lângă cazarea care putem să le oferim, să le facem un confort financiar mai bun, să poată să vină către noi, către Valea Almăjului, către zonele astea mai retrase. Trebuie ca și legislația să impună ca un rezident să rămână cel puțin 3-4 ani în același loc, pentru că statul investește foarte mult. Cred că e cazul să oprim migrația medicilor afară. Și se poate, pentru că bani sunt. Centrul multifuncțional a fost deschis în 2012 în incinta fostului spital din Bozovici ca secție a Spitalului Județean Reșița. Aici activează doi medici, un laborant și 5 asistente. Spitalul din Bozovici a fost închis în 2011 după o activitate de peste 60 de ani.